O întrebare aici pentru șoferi ăștia specialiști. Să văd și eu care și-a luat permisul cum trebuie. Am și o întrebare așa de vrăjele. Ce ziceți? Acum știu că logic, adică trebuie să știți că dacă conduci peste limita viteză, adică dacă conduci mai tare decât trebuie, primești amendă, dacă așa e logic, nu? Dar acum vă întreb altceva. Dacă conduci mai încet decât prevede legea, de exemplu aici avem voie cu 50, da? Și tu conduci mai încet, undeva să zicem pe la 30. Acum 40 mere, știi? Dar să zicem că conduci cu 30 și limita de viteză e 50 și tu poți să mergi mai tare. Adică nu știi să zici că ești tuc și nu poți să conduci tu. Primești amendă sau nu primești amendă? Și vreau să vă mai pun o întrebare. Numai că pentru întrebarea aia trebuie să nici nu știu când să mă duc să filmez acolo, ca să pot să stau în intersecția aia și să vă arăt o fază. Că am pus pariu cu cineva și oricum bine, oricum știu că câștig. No, dar no, avem nevoie de martor să vedem. Deci ăsta din fața mea, bine că oricum e un van și probabil că e încărcat, s-a dus, cred că s-a dus câțiva kilometri buni, cu 20 de kilometri la oră și avea, adică putea să meargă normal, nu știu. I don't know. Nu știu ce să mai zic. Mă duc aici cu o coșarcă, că așa se poartă pe la Penti, deși eu nu-s Penti. Vă place cum arată cei oameni buni? Hai, du-te, mușulică, du-te, dă-i, că așa de tare te duci de... N-ai văzut, învie și Sfântul Petru din, nu știu, din gips. Cam așa e vremea în Irlanda acum, nu știu cum de așa. Chiar e foarte cald, mă refer că, no, ținând cont că la noi nu-i cald de obicei și acum e cald. Ai, de mine. Unde stă sora aia, mă? Hai, trebuie să o sun pe sora mea să văd unde stă sora aia. Dar nu, dacă te mere cu coșărci. Și nu știi ce înseamnă coșarcă, e repetent. E repetent, trebuie să știți dacă sunteți creștini ce înseamnă coșarcă. Oare pe aici să mă bag și eu? Na, mă. Aoleu, dar chiar aici să mă bag unde e, să bagat ăsta. Dar uite-te la ăsta cum se bagă. Hai, bine că mi-ai făcut cu mâna, dar nu știu ce să zic, moșu. Hai că nu, mi-a trecut un pic tensiunea că mi-a făcut cu mâna. Să zicem. Hai că te scuz. Hai de mine, eu m-am băgat în tot traficul, dar nu-i stres, că cred că pe aici e sora aia la care trebuie să ajungă. Nu. Foarte mulți creștini pe aici prin Irlanda noastră. Și știți, mă, ce mă, chiar pot să zic că mă nervează. Când aud, mă, cum predică de la Amvon, știi? Bine, la Betania n-am auzit încă, cel puțin nu am auzit încă. Dar la Betel, mă refer la Betel, biserica din Irlanda. Atâta mai zic ei că sprigoniți creștini în Irlanda. Unde sprigoniți, mă? Unde sprigoniți? Că odată cred că mă duc eu pe sora mea. De fapt, cam știu eu pe unii Betelul ăla, că s-a mutat pe lângă Betania. Oameni buni, atâtea biserici și nu-i rău cu asta. Că brav, da, tu trebuie să te rogi bun, du-te și rogă-te. Dar pe mine ce mă nervează e când te victimizezi și nu-i cazul. Like, de ce să spui tu că în Irlanda creștinii sprigoniți? Adică, bă, Mihuțescule, nu știu, are niște predici Mihuțescu ăsta de te-aia cu ghimpi. Ăsta, nu știu, parchează, ce face, mușul ăsta e pe ciclu, bă, man, te oprești cam prost, dar mă rog, în fine. Așa. Mai zic că sprigoniți creștinii, că trăim vremurile de pe urmă, păi și în Biblie scrie că ce îi au mai fost și o să mai fie, adică, și oricum, lăsând și Biblia la o parte un pic acum, unde vreodată, mă, creștinii sprigoniți în Irlanda, deci câtă libertate îi, uitați ce par frumos, e full of Romanians, soră, pe aici ești? Unde-i sora aia? Înțelegeți voi? Deci, eu n-am treabă că-s biserici, foarte bine, că e la fel cum, adică și pentru sportivi, vedeți? Și la un sportiv îi place să, na, să se ducă la sală. Foarte bine că există o sală, foarte bine că există biserici. Ce nu place mie e că se dramatizează. Deci atâta de mult se dramatizează. Că creștinii, vezi, Doamne, îs maltratați, îs ciunguiți în Irlanda. Dacă și în Irlanda creștinii îs ciunguiți, apoi eu nu știu ce fac. Aici și la facultăți îs clase speciale sau room speciale. Showrooms, auzi, bine, am zis în engleză, camere, vreau să zic, da? Adică săl de clasă, nu știu cum să spun, dar s-a amenajat, e frumos, exact pentru creștini, adică pentru musulmani, că se duc să-și facă rugăciunea și așa, și apă când auzi pe ăștia că zic că în Irlanda creștinii sprigoniți, like what?
știi, cumva, nu știu, mi-am dat tensiune, adică, why? De ce să minți în halul ăsta? Like, aici stă sora, nu mai știu unde stă sora, Doamne iartă, nu mai știu pe să mă duc la sora asta, uitați ce frumos și scopaci, vedeți? Oare pe aici stau, stă sora, nu știu, trebuie să mă mai învârpești, că nu știu exact. No. Înțelegeți voi? Deci asta nu-mi convine mie. Nu că am o problemă cu creștinii. Voi înțelegeți foarte greșit toată chestia. Nu. De ce să minte? Uitați, eu de exemplu sunt atei pentru că voi mă puneți în categoria aia. Eu sunt nouă mișa atâta, dar mă rog. No, ce-ar fi acum eu să mă apuc să zic, vai de mine atei, ce prigoniță sunt în Irlanda, că ce atei, nu știe tot oameni. Dar de ce să zic dacă n-are nimeni treabă cu mine? Bine, creștinii au treabă, că sunt așa cum sunt ei. Dar nu la modul la care, vai, că mi-e frică să ies din cască să atei. Hai să nu exagerez. Deci, nu, bă, Mihoțescule, nu mai exagera. Oricum, revin eu cu un video la adresa ta, că ești un pic nesâmțit. Pastorul ăsta de la Betel din Irlanda, să duce el și predică pe la vulpoiul ăsta de... stați că trebuie să mă pun un pipi avaric, eu nu mai știu unde să mă duc aici, că... Ok, m-am tădus eu, sorry, man, sorry, 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 sorry. Sorry! Am zis sorry, șeite, eu-s românului, că dacă nu mai știu unde trebuie să mă duc. Eu m-am pus pe avaric și ăsta să uită la mine ca o vulpe. Să face Mihuțescu că... Vezi, Doamne, se duce la biserică la Neluțul Filip, la mai marele faraon al cultului creștin penticostal și predică el despre familie. Și când colo ei plătesc cauțiune. Deci ei plătesc cauțiune la un suspect de crimă ca să fie judecat în libertate și tu te duci și vorbești despre familie. Când de fapt un băiat negru a fost ucis anul trecut în bătaie cu un ciocan în cap și după aia duci și părăsă pe un câmp. What? Like what? Dar în fine, haideți că vă las acum. Am vrut numai să nici nu mai știu de la ce am început. Că v-am pus întrebarea aia cu mașina. Da, de fapt, întrebarea era așa. Dacă credeți că puteți să primiți amendă în cazul în care conduceți mult prea încet. Că acum, dacă conduceți tare, toată lumea știe și pe un copil mic dacă îl întreb. Dar dacă conduceți mai încet decât prevede legea. Și un exemplu e ăsta. Să spunem că limita vitezei 50 și voi conduceți cu 30. Acum 40 îi cum îi, 35 mai îi cum îi, dar 30, pe bune. Oh my God, bine. Vă las că trebuie să o caut pe sora asta, nu știu pe unde să o caut. Asta nu vede că-s pe avare. Eu nu știu, toată lumea zici că are o cear de, nu știu, de tămâie pe ochi, nu vede că-s pe avare. Ola, doamna, halo, doamna, nu mai văzut de o cear? Ce ochelare avea, nu știți voi, oameni buni, se poartă cu o cear. De eu nu înțeleg de unde soarele ăsta în Irlanda. Deci eu nu pot să-mi dau seama de unde soarele ăsta. Nu pot să-mi dau seama. Că aici nu e așa în Irlanda. Deci să nu credeți voi că așa în Irlanda și să vă luați bilete să veniți. Nu, no. Că vremea aici e ca... Cum să zic eu, e ceva asemănător cu comportamentul multora creștini, nu alu toți, că și creștini care sunt ok, dar multora, știi, care să fac ei că nu știu cum și după aia vai și amar. Nu, așa e și în Irlanda, numai să faci că e soare, că imediat dacă te duci și ții un pic vesta pe tine și vei de vremea că te-ai îmbrăcat la maieuț, ia-i cum vine cu ploaia. Da, da. No, bine, aștept să-mi răspundeți la întrebare dacă știți răspunsul sau dacă credeți că, nu știu, că știți să răspundeți, chiar dacă n-aveți permis. Și... Voi creștinilor ăștia din Irlanda, nu mai dramatizați. Nu mai dramatizați că în Irlanda toată lumea vă dă pace, n-are treabă cu voi. Nu mai mințiți despre Irlanda. Bă, nu mai mințiți când mergeți prin România, că v-am auzit eu. S-o duc ăștia de la Betania, v-ați duc și voi de la Betel, vă duceți și faceți turul ăsta de evangelizări. Nu e o problemă asta, foarte bine, să vă ajute Hristos să vă dea, nu știu, să vă transforme sângele în spirmona, să vă țină venile. Dar nu mințiți, nu mințiți în predicile voastre despre Irlanda. Nu, pentru că eu locuiesc în Irlanda și știu cum e în Irlanda. Nu vreau să spun că dețin toate informațiile referitor la țara asta sau mai bine zis la insula asta, nu. Dar dacă știu unele chestii și vouă că mințiți, eu vă articulez. Pentru că nu accept să denigrați țara asta. Țara asta care vă ajută foarte mult. Foarte mult. Din multe puncte de vedere. Și aici nu mă refer la oamenii care lucrează și nu. Cumva, bă, nu neapărat că te ajută țara, doar oportunitate, țara se dezvoltă economic, tu te duci și lucrezi, nu. Mă refer la alte aspecte, da? Și n-are rost să le menționez aici, că n-are sens, ok? Deci, nu mai mințiți despre Irlanda, nu mai băgați strâmbe. E urât, mă, e urât. Eu nu înțeleg. De ce să te plângi dacă nu e de plâns? La ce să te plângi? Știi? Adică, cum bă să mințiți că creștinii, vezi, Doamne, auzi tu, mă. Auzi ce minciună. Vezi, Doamne, creștinii sunt prigoniți în Irlanda. Păi, vouă, nu vii rușine să mințiți. Și numai câtă libertate aveți, nu vă are nimeni stresul, nu vă are nimeni nicio treabă. Și voi mințiți. În facultăți, îs clase sau camere, nu știu cum să spun, special amenajate pentru creștini să se ducă să-și facă rugăciunile. Eu știu și când mă duceam la facultate, era o profă care veșnic întârzia aia. Că își făcea rugăciuni, nu știu, era musulmancă din aia, știi că avea o oră la care să se roage, nu știu. Și întotdeauna întârzia câteva minute. Deci, mai lăsați voi vrăjala. Mai lăsați voi vrăjala că Irlanda e o țară foarte, foarte ok.
din multe puncte de vedere. Numai că voi vreți să o denigrați, nu știu, v-au viciudă pe alți români care vor să vină în Irlanda, că nu înțeleg. Asta vi? Nu știu. Haideți că mă cam duc să o caut pe sora aia, că nu știu nici sora și mi se răcesc armarele, serios, dacă nu. Stați așa, că cred că am intrat greșit eu, dar nu-i stres, că ne plimbăm, că dar înmulțește domnul rezervorul. Dai să mă iau și de pe avare, că după aia crede lumea că-s cu cadavre prin mașină, mă plimb așa. No. În fine. V-am lăsat. Nu mai mințiți, deci nu, eu când vă aud, mă, că mergeți în România la evanghelize și mințiți. Doamne, și ferește, deci nu vine să cred, dar nu-i stres, că atâta vă articulez în mediul online, până vi se face rușine. Că vedeți voi, oamenii care vă ascultă din România și nu au venit în Irlanda, e tin să creadă tot ce spuneți voi, dar de ce să vă las eu pe voi să mințiți? De ce? De ce, mă? Nu. Uitați ce copac, ce frumos ăsta aici. Uitați. Stai, că numai ca să vedeți voi ce fainism, mă duc cu antâia. Da, din nu vine cineva să bage mie pe aici, că e și rundă buțul ăsta. Curba asta, vedeți? Că, de fapt, nu mai văd ce filmez acum, pentru că e foarte, e soarele ăsta. Tot o ca pe soră. Soră, unde ești, Ileano? Soră, Ileano, unde ești, că te caut? Te caut printre stele. Să ajungem printre, nu mai știu cum era. Stați să vă, n-am așa să vă pun o dedicație. Până ca pe sora asta, numai un pic, că mai așu eu, mai am numai câteva minute, eu, doamne, 3 minute. Hai că lăsă o strofă și un refresh, după aia gata. Dar bă, trebuie să mă opresc undeva, că nu știu cine mă duc acum. Opresc aici, mă pun iară pe avare. Na, un refren și m-am dus. Ce soare faină-i. Am uitat să vă zic, asta e sora de la Bucovina, sora Ceugea, s-a pocăit curând. No, hai, soră, cântă-mi fi mai repede și a doua strofă, că mi se termină minutile. Vai, ce bine cântă sora asta, a fost insuflată bine. Auziți, numai adevărul vorbește. Auziți, vă. O, ce faci, sexy man? Bun, oameni buni, hai că vă lăs că mi se răcește mâncarea, serios, dacă nu, de ce am venit cu coșarca și nu o găsesc pe sora aia. Trebuie să sun pe sora mea, să vedem unde e sora. Da. Bun. Vă mai spun încă o dată, pastorilor și predicatorilor care mergeți din Irlanda în România sau în Europa asta și mințiți, vedeți că o să fiu pe urmele voastre, pentru că nu-mi place când mințiți. Nu îmi place. Țara asta nu vă face nimic, așa că nu mai mințiți. Nu mai fiți ipocriți. Să ce, să-i faceți pe alții să nu vină? Nu, haideți, oameni buni, haideți că Irlanda e o țară prosperă, în special pentru tineri, fai de mine, numai să vreți să lucrați și să fiți oameni corecți. Am un pic cu chirile mai în nasol, că nu asta e viața, da, te duci pe la biserică, dai un pace, pace, te mai ai un frate în living, te mai ai altul în bucătărie și cumva mai stai până, știi? Nu, no, hai, nu mai mințiți și aștept să-mi răspundă cineva la întrebare. Dacă credeți că se poate primi amendă, adică dacă e legal, se primește amendă în cazul în care conduci mult prea încet. Da? No. V-am lăsat. La revedere.
Și voi, pastorul din Irlanda, dacă mai mințiți, Doamne și ferește, știți ce fac dacă vă mai au că mințiți pe bune, dacă nu vin și mă registrez în fața bisericii voastre și când sunteți la biserică, vin și predic de acolo și vai ce mă nervați. Numai de ce mințiți? Nu mai mințiți, mă. Sau vreți să vorbesc pe domnește, nu mai mințiți. Nu mai mințiți, că nu îmi place, știți? Hai, v-am lăsat, mă duc, că trebuie să o găsesc pe sora asta. Voi nu mă credeți că am adus cu o șarcă, uitați. De ce am adus cu o șarcă? Trebuie să mă duc și nu înțeleg unde stă sora asta, că e cam mare zona pe aici. Bine, de fapt, cred că eu trebuie să o sun pe sora mea, dau numai geamul roșu și când văd vreun că trece, zic, no, pace, pace, știți pe unde stă sora Ecaterina. Că pe aici atât sunt români. Cred că așa fac. Hai că vedem dacă am succes așa. La revedere!